seara și bine v-am găsit! Lacrimi de fericire și emoții de neuitat a trăit prezentatoarea Gosturile. Se discută Iulia Deliu. După 10 ani, Iulia și-a revăzut sora mai mică pe care a întâmpinat-o la aeroport cu flori, dar și cu un car de trăiri intense. Cum a fost revederea? Vedem în continuare! Cu bucurie, entuziasm și flori, Iulia Deliu, alături de familia sa, și-a așteptat sora mai mică să vină acasă după 10 ani plecați în străinătate. Probabil ați văzut emoțiile mele, știam că o să fie emoționant, dar nu m-am așteptat chiar într-atât. Acum mă uit în jur, când sora mea a plecat, eram mai puțin. Și mi-am dat seama că 10 ani într-o viață de oameni mult. Ea a plecat atunci, a plecat la 19 ani, era o tânără. Și s-a întors o femeie în toată firea de 30 de ani cu nepoțica mea și cu un bebe în burtică. Realizez că, din păcate, am pierdut momente importante, ea din viața noastră, noi din viața ei. În 10 ani am devenit mame, ne-am căsătorit, am făcut reușite pe plan profesional. Din păcate, acest fenomen este răspândit și este caracteristic pentru țara noastră, din păcate. Și mai e păcat că în secolul 21, din cauza unor acte, familiile n-au ocazia să se vadă mai des, să se întâlnească mai des, însă avem acum o lună la dispoziție să povestim, să recuperăm, să creăm amintiri frumoase. Plină de emoții și cu lacrimi de fericire, Iulia a povestit de ce nu și-a văzut sora 10 ani și cum s-a schimbat viața. Acum 10 ani, ea, fiind studentă, a plecat în America și a rămas acolo. Și din cauza actelor, pentru că dacă în Europa lucrurile s-au mai rezolvat la capitolul ăsta, este foarte complicat să te reîntorci din America în cazul în care nu ai reușit să faci actele. Și ăsta a fost impedimentul cel mai mare. Tocmai 10 ani a durat tot acest proces. Acum, chiar dacă suntem o familie, teoretic, în practică nu ne cunoaștem. Copiii noștri nu se cunosc. Ea a plecat când niciuna dintre noi nu avea copii. Acum, iară, doi. Sora cealaltă are doi. Și eu am reușit doar una. Încă. Fericită și emoționată a fost și sora Iuliei, care ne-a spus cum au fost pentru ea acești 10 ani departe de casă. Am emoții foarte mari. Aștept nerăbdare să ajung acasă, să văd casa părintească din nou. Simt acele emoții care le-am așteptat să le simt tot acest timp de 10 ani. Simt acel aer, să dorm în casa unde am crescut, să-mi văd părinții, să-mi văd vecinii, să văd tot satul, simt așa cum eram odată când eram copil la 19 ani, când am plecat. Deci am emoții care nu le cam poți descrie, pentru că doar trebuie să le trăiești. Îmi aduc aminte că au fost momente grele, când chiar vroiam să vin acasă, dar m-am ținut și am zis că revin cu actele în regulă. Am făcut actele, mi-au ieșit și uite, în final am ajuns acasă. Sunt văd surorile foarte frumoase. Întâlnirea mult așteptată a fost despre emoții, unde s-a râs, s-a plâns, dar și s-au depănat amintiri. Sunt 10 ani, dar mă uit la ea, nu știu cum tu ne percepi, dar mie îmi pare că nu te-ai schimbat. Da, dar să știi că în acești 10 ani s-a schimbat casa, orașul, satul, colonița, s-au schimbat multe lucruri și părinții, din păcate, au mai îmbătrânit. Am emoții de fericire, cred că asta e un vis. Pur și simplu, de 10 ani să aștept să ai o perioadă foarte lungă și într-un zi de vineri să vezi mătușa ta care a plecat când mama ta a fost însărcinată cu tine. Asta e niște sentimente care nu poți să le dai. Niște emoții foarte mari, pentru că am așteptat-o foarte, foarte mult. Ea fiind sora mai mică, Iulia a fost sora mai mare, care era cu fietele ei, cu treaba ei. Noi două eram ca două gemeni. Noi eram permanent peste tot. Și așa
tare mi-am dorit ca să-și revin acasă. Într-un final a fost un vis. Soțul mă întreabă ce-i simți, ce... Eu nu știu, nu realizez, dar într-adevăr că sora mea a venit acasă. Câte zile vorbim, când vii și dintr-un final a venit și foarte, foarte bucuroasă. O să stăm și o să ne bucurăm de clip, pentru că anii trec, într-adevăr, toți îmbătrânim, nu întinerim. Și părinții să fie lângă noi și copiii și să ne bucurăm unul de celălalt. Pentru că timpul foarte repede trece. Iulia este acum lângă mine. Bună seara, bine ai venit! Bună seara și mulțumesc, Anișoară, pentru invitație! Hai că vocitoarele s-au pus pe plâns aici. Pe Iulia, înțeleg că ea, urmărind reportajul, a mai plâns odată, dar eu de ce am început să plâng, habar n-am. Eva m-a emoționat, pentru că, să știți, Eva vine foarte des aici la noi la ProTV, petrecem ceva timp cu ea, așa că când am văzut copilul atât de emoționat, m-a ajuns și pe mine, m-a atins la corzi. Acum înțeleg că casa voastră e plină. E plin, Anișoara, e plin, au venit și părinții, deci după 10 ani este prima dată când toată familia suntem împreună și savurez niște momente extraordinare. Păcat că durează doar o lună, după care toți revin în țările în care au decis să se... Părinții stabil. De unde au venit? Părinții au venit din Germania. Din Germania. Și voi, cred că ați vrut ca acest moment să coincidă, ca să fie toată lumea acasă. Exact, ca să vină. Exact. Înțeleg că sora ta, ca să vină din state, e ceva mai complicat. Da. Și atunci părinții s-au dat. Cum a fost întâlnirea acasă între părinții și fetele lor? E extrem de emoționant. Mai emoționant decât la aeroport, decât la aeroport, pentru că îți dai seama... Părinții față de copii au alte emoții decât noi între surori. A fost extraordinar de emoționant. Dar ce să faci, din păcate, dacă mă întrebai acum 10-15 ani în urmă, dacă acest fenomen care este caracteristic pentru țara noastră avea cumva să ne afecteze într-un fel și familia noastră, avea să zic nu. Nu, pentru că țin minte prin anii 2000 când... a luat amploare acest fenomen și de pe strada noastră, din mahalaua noastră, plecau femeile în mare parte. Tata spunea că nu, noi stăm acasă, cum o fi, așa o am trăit, dar să fim toți împreună. Uite însă că 10 ani în urmă, prima a plecat sora cea mică, a plecat în America fiind studentă, s-a stabilit acolo și a întemeiat o familie și și-a dorit să revină acasă doar cu acte, ca eventual să poată reveni, pentru că nu mai revine viața aici. Nu. Doar așa, în vizită, doar să în vă vadă pe voi, să mai vină de sâmbătă. După care a plecat cea de-a doua soră cu soțul ei în Germania, apoi a plecat tata, am rămas eu cu mama și în cele de urmă eu îi spuneam mamei, zic, trebuie să pleci cu el. Trebuie neapărat soțul și soția să fie împreună. Și dintr-o familie mare, la un moment dat, am rămas doar eu cu Eva. Și da, și uite că în cele de urmă o soră a revenit acasă, suntem ambele acum, dar am învățat, uite, să trăiesc așa, să comunicăm pe video și să ne vedem o dată în an. Și noroc de rețele până la urmă, că altfel era mult mai complicat. Da. Mă gândeam acum la Eva, care zicea și ea, era în burtică la tine atunci când sora ta, exact, mai mică, a plecat. Și cum ar fi fost dacă n-ar fi existat toate mijloacele astea, mătușa ei probabil nici n-ar fi văzut-o, cum arată acest copil și cum crește el. E un fenomen destul de interesant și cred că trebuie să-i acordăm toate laudele până la urmă. Da, da. Eva credea că când era mică că Alexandra, sora mea, trăiește în telefon. Noi vorbeam și ea, și am, ea trăiește în telefon, zic, nu, da, o să vină timpul. Și să știi că a fost extrem de ciudat faptul că copiii noștri nu se cunosc între ei. Adică nu s-au văzut. Sunt verișori, dar... Sunt verișori și nu s-au... Și acum am făcut cumva cunoștință cu familia noastră. Eu cred că e un moment foarte interesant, mai ales că a picat și cu vacanța de vară a copiilor. Da. Eva e deja în vacanță și acum are posibilitatea să-și petreacă tot timpul cu verișorii, cu mătușile, cu bunicii. Da. Și apropo, voi ați avut și o sărbătoare acum în familie? Da, deci la noi se țin lanț evenimentele unul după altul. Datele meu ieri a avut aniversare, a fost ziua lui de naștere și mama a făcut o masă, doamne, ca la moldoveni. Ca la moldoveni și eu
Eu nu prea înțeleg astfel de evenimente când acasă te pregătești 3 zile, faci fel de fel de mâncare, pregăteala, să zic, mamă, există restaurante, mergem acolo cu toată lumea, invităm acolo, pentru că au ținut toate rudele să vină, care nu ne-au... Îți dai seama, da, se văd rar și... Da, da, și au venit, cred că, nu știu, în jur de 30 de oameni. Și noi împreună, noi trei cu mama, am gătit masa de sărbătoare. Dar are un farmec aparte. Da, și mama zice, nu, să știi că este important pentru mine să gătim noi, să facem lucrul ăsta împreună, să adunăm lumea acasă, pentru că e un alt farmec, exact. Și la sfârșit de sărbătoare, chiar dacă a fost obositor, am zis că da, e dreptate. Se întâmplă rar, dar câteodată trebuie să facem. Cum o cheamă pe mama? Hai că aici, țineți-vă. Mama mea, Mida. 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 Da. Eu nu știu cum voi cei de acasă, eu n-am mai auzit un asemenea nume până astăzi. Nici eu, anișoara, când trăiesc, eu nu am auzit niciodată și eu o întrebam, zic, mama, de cine ți-a pus numele ăsta? Zic, Mida. Și mi-a povestit când s-a născut, avea riscul să nu rămână în viață, nu mai știu exact cauza. Și bunica ei, străbunica mea, cred că era o femeie înțeleaptă și cu simțul umorului, a mers la biserică să o boteze, pentru că exista acest risc și, mă rog, să facă toate procedurile cât mai curând, și a pus numele Mida. De unde l-a auzit? L-a gândit ea, habar nu am și nici mama nu știe, dar uite că a rămas botezată Mida. Și... Eu am impresia că există ceva în calendarul religios, dar sper să nu greșesc, că ar fi fost bine, da, să mă uit, dar am impresia că este chiar și o sărbătoare, dacă nu greșesc. Dar el are o semnificație? Știi ce înseamnă numele ăsta? Nu. Dar spune și partea a doua, numele de fată mare. Cum o cheamă mama ta, cum s-a născut ea, cum o cheamă tot. Deci numele de fată mare este Mida Login. Și ador numele ei și numele de familie și prenumele. Și Eva la un moment dat mă întreabă, zice, mama, uite bunica are numele de fată mare Login. Ea este cumva rudă cu anișoara. Va trebui să ne gândim la asta. Habar nu am, cine știe. Se mai întâmplă, da, și coincidențe din asta. Să știi că foarte rar găsesc oameni cu nume ca al meu. Dar uite că cât de aproape, nici nu am știut informațiile astea până azi și noi conviețuim împreună într-o redacție. Exact. Cum o părăcliți voi că asta tot e bun? Midoc. Noi spunem Midoc. Midoc? Da, da, e amuzant. E o formă de alint, un fel de desmierdare. Da, da, e cu drag, nu, e cu drag. Nu, nu se supără. Da, da. Tu ești sora cea mai mare. Da. Ai două surori mai mici. Ai fost dintotdeauna sora acea protectoare care are grijă de surorile ei. Eu, din ce am văzut pe imagine, aveam impresia că tu ești pe la mijloc sau chiar mai micuț, adică cumva, nu știu. Așa a fost mereu, cumva eram cea mai mărunțică, mai slăbuță. Bine, că poate când eram foarte mici, evident, când am mai crescut un pic, da, mereu, când tot lumea când auzea că eu sunt cea mai mare, nu credeau. Eram în școală, țin minte, eram protectoare, aveam grijă de ele, dar diferența nu este foarte mare. Așa. Între noi. Este de 4 ani și 3 ani, uh-huh, respectiv, între ele este doar un an și ele au crescut una cu alta, cumva ele sunt mai apropiate. Ulterior, când noi am crescut mai mari, deja eu eram, cum a zis și Aliona, sora mea, eram cu gașca mea de fete, ele erau împreună. Dar pe Aliona a trebuit să o iau cu mine în club, așa. Dar eu ajungeam în club și ziceam, pe aici ți-i drumul, sunt eu am treaba mea, de acasă te-am luat, te-am scos de acasă, după care deja i-a făcut același lucru cu sora cea mică. Fiind trei, eu nu știu că am doar o soră și relația dintre mine și sora mea este una foarte apropiată, acum că sunteți trei, sunt câte două care se grupează sau relația dintre voi trei este egală și vă înțelegeți la fel de bine una cu cealaltă? Deci, cea care răspunde de comunicarea între noi și în general în familia noastră este sora Aliona, care ea în fiecare zi îi sună pe fiecare de 10 ori pe zi și întreabă și deci ea este cumva cea care face legătura între noi. Acum că suntem mature, avem o relație cam așa, echilibrată, ne înțelegem foarte bine una cu cealaltă,
ne sunam destul de des, cerem sfaturi, eu fiind că am devenit mama mai devreme, mereu ce ține de copilă. Da, da, de ele au bebeluși, am văzut da, și una da, și a doua da, și da, sunt copii foarte și mie sfaturi. Tu știi tot, ai trecut prin tot. Da, eu deja le zic, măi, voi aveți câte doi, deja nu mă mai întrebați asta, da. Eu am unul deja. Aveți deja mai multă experiență acumulată. Da, da. O să vină și la tine. Noi ne rugăm la Dumnezeu pentru asta de dimineață până seara, să știți, avem nevoie de un băiețel în familie. A, apropo, suntem doar fete, da, să știți, da. Suntem doar fete voi în suntem, familie. Au, da, la voi toate sunt fete. Da, noi suntem trei fete și toate avem fete, câte două. E timpul, e timpul să vă organizați. Dacă mă binecuvântează, Doamne, cu un băiat o să fiu, cred că și eu și tata foarte fericiți. Uite, îi transmite lui Doamne pe această cale acest mesaj. Bun, eu îți urez să vă bucurați, să te bucuri de această perioadă cât poți tu, mulțumesc, fiind la serviciu, dimineață, seara, că totul e cu măsură, până la urmă, dacă stai toată ziua, nu e cel mai bine. Da. Și dacă tot a fost ziua copilului acum în weekend, vreau să te întreb câți ani are copilul din tine? Copilul din mine, așa, să mă gândesc când făceam cele mai multe năzbâti și asta se întâmpla în clasele primare. Hai să zicem 8 ani. 8. Da. Ce ai păstrat din copilul ăla? Nebunia. Nebunia și naivitatea. Cred că asta am păstrat. Ești naivă? Mai să știi, să nu zic prostu, să pe lucru, să zic naivă. Da, am încredere mare în oameni. Și nu mă învăț minte, tot aleg să am încredere și asta cumva, cred că e naivitate, așa se numește. Nu cred că e neapărat de rău. Bun, dacă tot ai păstrat copilul pe la 8 ani, zic să ne jucăm puțin. Ah. Hai, că pe asta o știi că... Deci, da, da. Deci, așa, deci eu spun cuvinte da. Și tu trebuie să ghicești ce zic. Astăzi citesc pe buze. Pe buze, da. Exact. Whisper challenging. Challenge. Okay. Hai că am uitat engleză. Începem? Mă auzi? La mine e poră. Știți, că Iulia nu mă aude, să vă zic că eu am jucat odată cu ea un joc și vreau să zic că ea e mortală când joacă. Dacă nu mănânc bătaie azi... N-aud, eu n-aud nimic. Gata, începem. Hai. Soț. Soț. Soț? Iese. Porumb. Porumb. Porumb? Cum îi ghicești? Dă-i mai tare. Da, corect. A, da. Viză. Vise? Viză. Viză? Da. Preună. Limbă? Limbă? Craniu. 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 Radu? Păi! Craniu. Calu? Craniu. Daru? Craniu. Prima literă e G? Hai încă o dată mai rar. Hai. Craniu. Craniu. Galu, nu știu, anișoara. Craniu. Scoate-ți. Craniu. Craniu? Mă, nu avea să ghicesc nici. Hai. Vulpe. 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 Fu. Femei? Ei, nu. Vulpe. Forme? Vulpe. Fumezi? Vulpe. Vulpe. Hai, ipsilabe. Hai, vul. Ful? Vul. Fana mea! V-am spus că se aprinde. Vulpe. Fumezi? Nu! Scoate! Vulpe. Vulpe, mă, nu știu de ce f. Da, hai mai departe. Gras. Casă? Gras. Grasă? Da, aproape, da. Gusturi. Cusut? Gusturi. Gusturi. Ursit. Gusturi. Ursul. Gusturi. Gusturi. Gusturile. Este... Armă. Alb? Armă. Armă. Alb? Armă. Armă. Albie. Armă. Scoate. Armă. Armă. Hai, încă două. Pizza. Pizza? Este. Sport. Sport. Este. Ultima. Floarea soarelui. Floarea soarelui. V-am zis că e simplu asta. Bravo. Bravo.
Ce de fain a fost! Mai da, vrei, da? Da, știi, e ușor să citești pe gura ta, pe buzele tale. Da? Trebuie să aducem altă gură. Să aducem o gură greu. Nu, că și eu mă strădui, adică să te spui, dai seama, putem să te las aici până... Da. Ce de fain! Ți-a plăcut, da? Da, mi-a plăcut. Bun, înainte ca să încheiem discuția noastră, tu ai o perioadă plină de emoții și senzații tari, pentru că zilele trecute ai fost să vezi tu prima animăluțele care au fost aduse din Ucraina la noi, niște animăluțe tare drăgălașe. Da. Cum a fost să te pupi cu focile? Sincer, puturos. Ele au un miros specific de pește, dar bine că n-am știut, dar dacă tot s-o pornit foca, dacă era o focă cu care m-am pupat în gură, am zis că nu refuz, dar miroase a pește extraordinar de tare. Să știi că în acele momente, eu ca un copil m-am bucurat foarte mult de aceste animăluțe, în aceste momente zic, I love my job. Uite, în aceste momente tot felul de posibilități. Da, 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 și uite că am văzut un spectacol maritim doar pentru echipa noastră, l-am savurat, mi-a plăcut foarte mult și recomand cu mare drag. În special să mergeți cu copii. Da, ție-ți mulțumim tare mult pentru discuție, iar noi în continuare, hai să vedem despre ce spectacol maritim este vorba. Șura, Varea și Ana sunt trei foci jucăușe care alături de alte mamifere la fel de talentate, lei de mare, Irișca și Șpilca, au ajuns în Moldova din Harkov. Din cauza războiului, animalele și-au găsit o nouă casă la Ghidighici. Cu părere de rău, povestea lor este foarte tristă din motiv că evenimentele care se petrec în Ucraina au fost blocate, dar când ni s-a cerut ajutor ca să le găzduim, noi am fost... clar deschiși de dacă avem o experiență cu 8 ani în urmă, am mai avut așa o experiență, am mai avut bazini, foci, dar nu am avut lei de mare. Pentru lei de mare, pentru mine tot este ceva în premieră și sperăm să ținem piept la toate provocările care vor face ei și ne străduim să le oferim toate condițiile și tot aspectul și ambianța care este în jos să fie pe placulară. Nu am întâlnit nicio dificultate în Republica Moldova cu actele permisive pentru a aduce aceste mânuțe. Ne-au intrat în situație foarte grabnică și au înțeles că este un lucru minunat pentru toți cetățenii care vor să viziteze și să vadă cât ele sunt de spectaculoase. De când s-a început războiul, ele au dus un mod de viață nu atât de vesel, că nu s-au dat spectacole și îngrijirea lor a fost un pic mai trist. De asta și s-au hotărât ca să găsească un loc de adăpost unde este pace și unde am putea fi noi cu de ajutor. Deocamdată mamiferele sunt în perioada de carantină, dar în câteva zile vor fi pregătite să ofere spectacole. Aceste animăluțe au câteva zile de când au ajuns la noi, se simt foarte bine, sunt monitorizate permanent 24/24 de medici veterinari, au un comportament extraordinar după ce au avut o pauză îndelungată și nu au avut prestații de a da spectacole din cauza tot ce se întâmplă pe teritoriul Ucrainei, dar la moment au ales să fie la noi găzduite și avem grijă de ele în cel mai adânc suflet, spunem așa, și ne place că se simt bine la noi, că este un cer senin, este un cer unde își pot continua activitatea, unde își pot dărui abilitățile către spectatorii care sperăm că în curând vor vrea să ne viziteze și să arătăm de ce sunt capabile aceste mamifere marine. Mamiferele maritime au parte de toate condițiile necesare pentru un trai confortabil, dar și de o alimentație echilibrată. Le hrănim în exclusivitate cu pește, au un rațion bine stabilit. Am găsit peștele la importatorii din Republica Moldova care importă acest pește. Au un rațion de pește, de hec, de merluciu. Și este pește ales, care e fiecare animăluță și ia peștele lui preferat, care îi place. Alături de focile și leii de mare, în Moldova au venit și cele mai apropiate persoane pentru animăluțe, antrenorii. Au venit și antrenorii. Ați văzut că mare majoritate de antrenori sunt doamne care au stat la baza îngrijirii acestor animăluțe și stau acum în momentul monitorizării lor pe parcursul cât este perioada de carantină și de reabilitare a lor după perioada cât au fost un pic
așa mai greu întreținute până acum. Animăluțele vor bucura zilnic vizitatorii cu câteva spectacole. Spectacole se vor da zilnic în jurul orilor 12:15 și orele 18. Și vor fi în fiecare zi și vom aștepta cu drag toți spectatorii care sunt pasionați de a vedea ceva în exclusivitate, ceva exotic la noi pe teritoriul Goa. Pe lângă animaluțe aveți și un teritoriu extraordinar de frumos. Sunteți în pregătiri, când dați start sezonului și ce așteaptă în acest sezon pe vizitatori? În acest sezon pe vizitatori la fel îi așteaptă multă dispoziție, multe concursuri, multă muzică, vacanță frumoasă, spectacole, concursuri, tot ce am dăruit noi până acum, zâmbite, întâlniri de prieteni, de companii, tot se va petrece aici, de oricum vara începe cu noi. Spectacolele maritime vor începe în luna iunie, iar un bilet de intrare va costa 200 de lei. Acum urmează o scurtă pauză, revenim în câteva minute, rămâneți cu noi, suntem live și pe pagina noastră de Facebook, O Seară Perfectă la Pro TV. Ziua Internațională a Copilului s-a lăsat cu două recorduri naționale, cea mai mare ciocolată din țară, de peste 15 kg și 6 metri lungime și peste 30.000 de copii într-un singur loc. Unde a avut loc evenimentul și cum arată o ciocolată gigantică, aflăm din reportajul ce urmează. Copilăria are gustul ciocolatei, tocmai de asta, de Ziua Internațională a Copilului, în cel mai mare mall din țară, cei câteva 10.000 de copii au avut parte de un show extraordinar, dar și de cea mai mare ciocolată din țară. Ideea a venit la inițiativa Fort Mall în această zi minunată, să îndulcim cât mai multă lume. Și atunci ne-au oferit, ca fiind gazdă, ne-au oferit spațiu ca să putem pune o masă mare specializată pentru a înregistra acest record de ciocolată. Noi, la fel la ciocolata care o facem astăzi pentru a înregistra recordul, ca și toată ciocolata care se găsește în magazinele noastre, se folosește ciocolată belgiană de calitate superioară. Echipa Dulcinella are onoarea astăzi să participe la așa un eveniment frumos. Astăzi participăm cu înregistrarea cele mai mari ciocolate din Moldova, din Chișinău. Lungimea este de 5,8 metri. Pentru a înregistra acest record s-a folosit aproximativ 15-17 kg de ciocolată naturală belgiană. Așa, v-ați propus și alte recorduri? Dulci? Uite că deschidem cu această ciocolată. Nu este cea mai mare pe care ne-am dorit să o facem. Noi am putea să fie și mai, dar primul record îl punem așa în măsura cât am avut scenă, am făcut masa de ciocolată. Următorul, sigur că da, poftă vine mâncând și de dulciuri la fel și de pus recorduri. Dar cred că cel mai mare și cel mai bun record care am dorit noi să-l înregistrăm ar fi ca toți cetățenii noștri să fie dulci împreună cu copiii. Îndrumați de ciocolatieri Willy Wonka alături de copii, a fost creată o ciocolată gigantică, un record care a fost înregistrat oficial, marcând un moment istoric. Сегодня у нас самый большой, самый вкусный рекорд, это самая большая в Молдове шоколадка. Этот диплом показывает, что сегодня вот национальный рекорд, который был установлен, шоколадка имеет по площади 4 метра 35 сантиметров, то есть это огромная такая длинная вытянутая шоколадка. Если вы сегодня вечером захотите побить этот рекорд на кухне, вам придется сделать на пару сантиметров больше. Acesta a fost unul foarte interesant, a fost ceva creativ și nou și da, foarte bine. Am decorat cu inimioare și steluțe toată ciocolata. Parcă tu nimerești în o poveste și foarte interesant și grozav că tu poți face o ciocolată gigantică.
topirea ciocolatei deja este să fie numai sus de 50 de grade, după care se face temperarea. Temperarea este un proces foarte important, deoarece aceasta oferă o ciocolată de calitate și cu aspect lucios. După care se toarnă în forme și se pune la răcit în frigider. Ciocolata se păstrează în jur maxim 19 grade la temperatura camerei, nu mai mult de 19 grade, astfel putem să se topească sau să facă un aspect sur. Ciocolata gigantică nu a fost unicul record înregistrat de Ziua Internațională a Copilului. Noi, echipa Portmol, ne-am mobilizat astăzi să aducem magie, distracție și cel mai reprezentativ gust al copilăriei, ciocolata. Și nu una oricare, dar acea care astăzi va scrie istorie la nivel de țară. Ne-am planificat unul, dar stabilim două recorduri. Cea mai mare ciocolată care a fost vreodată fabricată la noi în țară și a doilea record, cel mai mulți copii într-un singur loc adunați. Astăzi s-au adunat peste 30.000 de copii. Copiii au savurat ciocolata și s-au bucurat de activități la fel de delicioase. Cum e să desenezi cu ciocolată? Foarte gustos. E greu, e ușor, cum e să desenezi cu ciocolată? Cam greu. E greu, e ușor, cum e să desenezi cu ciocolată? Foarte greu, mai ales cu degetele. Ai gustat ciocolata? Da. Cum e? Foarte gustoasă. Pe cine îl desenezi? Inspirându-se din povestea magică a lui Willy Wonka, organizatorii au pregătit un show cu multe culori și gustul ciocolatei. Sunt fericit că recordul a fost pus de compania părinților mei și singur am participat la acest eveniment. Gustul copilăriei este atunci când ai găsit ciocolata care o mâncai de mic. Când, de exemplu, deja ai crescut, mergi prin magazin și ai găsit bomboana care o mâncai când erai mic, care ți-o cumpăra bunica. Și noi, cu Dulcinela, dorim ca acum dulciurile noastre, că când se crească, să intre la noi în magazin și să aduc aminte cât de bine le-au fost când erau mici. Eu nu vreau daruri, eu vreau să mă duc acasă și să dorm. Așa, ați bătut un record azi. Ai mai văzut așa ciocolată mare? Nu, prima dată am văzut așa o ciocolată de mare și gustoasă. Ai mâncat? Ai gustat? Da, e foarte gustoasă. Da, ce gust are copilăria? Dulce. Fantastic, fantastic. Este o plăcere să lucrez cu actori profesioniști, cu copii profesioniști, cu un public cult. Atât de cult au intrat și au ieșit în mall. Desigur că mulți dintre ei au reușit să se piardă, dar în țara lui Willy Wonka întotdeauna ei se regăsesc. În rest a fost fantastic. Noi ne-am simțit bine și multă sănătate, magie, dulceață, tot ce vreți voi pentru toți copiii din lumea asta. Eu spun mereu că eu sunt un adult la exterior, dar eu sunt un copil înăuntru și acest copil în mine acum se simt așa minunat cu astfel de eveniment. Umpa Lumpa sunt eu și astăzi, prin acest eveniment, nu trebuie să uităm că suntem copii mereu în suflet și sunt bucuros că se organizează așa evenimente magice. Moldoveni din toată Marea Britanie și nu doar, acum aveți ocazia să vă întâlniți și să petreceți timpul frumos la Moldova Fest, un eveniment grandios despre care discutăm în continuare cu Sergiu Stăviță. Bună seara, bine venit! Bună seara, Nișoara, mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag, știi ce mă întrebam astăzi? Evenimentul vostru are loc pe 16 iunie, adică mai sunt plus minus două săptămâni. Da. Tu ești la Chișinău, reușește cu organizarea durează atât de multe luni încât nu mai faci nimic pe ultima. Noi am venit la Chișinău, am avut o manifestație de noastră, dar totodată am organizat, avem mai multe chestii care trebuie să le organizăm, trebuie să le cumpărăm de aici, trebuie să le ducem în Marea Britanie, sunt foarte multe momente organizatorice. Deci, despre ce este vorba? Este vorba despre un eveniment care se petrece pe 16 iunie în Londra, în Romford, este o regiune Romford, Power League Romford, deci sunt 10 terenuri de fotbal pe care noi le-am închiriat pe toate, cu main office, cu oficiul principal, cu terasă, cu bar, cu tot, cu parcare. Deci sunt 10 terenuri de fotbal de 7 la 7 și 5 la 5 pentru copii. Deci o să fie un turneu internațional de fotbal, 20 de echipe de moldoveni de-a noștri, dintre care 16 echipe sunt în Marea Britanie moldoveni și
Vin patru echipe din Germania, din Franța, din Irlanda și din Portugalia. Sunt patru echipe tot din diaspora de moldoveni care vin la eveniment. Deci responsabil pentru fiecare gen de activitate, noi cumva am delegat persoane responsabile. Suntem patru organizatori principali care răspundem de tot, dar delegația a fost la turneul mare de fotbal. Este Adrian Pascaru, care este fondatorul la un club sportiv de fotbal în Marea Britanie, în Londra. Are o experiență foarte mare, deci el e responsabil de turneu pentru maturi. Mai departe avem turneu dintre patru academii de fotbal, tot formate de moldovenii noștri, la vârsta de, la trei categorii de vârstă, de 7, de 9 și de 11 ani. Deci, sunt academii din Basildon, din Northampton, din Birmingham și din Londra. Deci responsabil este Vasea Buza. Vasea Buza este fondator la Buza Academy. El avea un vis ca un jucător de-a lui copii, undeva să ajungă la o divizie puternică și deci anul ăsta a semnat Lucas Bivol de 8 anișori, a semnat contract la West Ham. Deci a plecat mai sus, el îi vorbim cu Vase, Vase fericit, mergem înainte. Vis împlinit. Vis împlinit. Mai departe avem volei, 10 echipe de volei, dintre care o echipă vin din Germania, tot moldoveni, pe două terenuri mari. Asovem și trântă, deci trânta noastră națională. Sunt persoane care deja s-au înscris, sunt persoane care se făcea pentru berbec sau pentru ce, da. Exact. Deci avem trântă până la 80 de kilograme și după 80 de kilograme. Și o să avem și trântă la copii. Am vorbit la o fermă ca să aducem doi berbeci. O să fie și am vorbit la o fermă cineva din sponsorii. O să fie berbeci englezi. Englezi. Deci berbeci sunt englezi, noi aducem berbeci, după ce câștigă berbecul, berbecul îl ducem înapoi la fermă, dar la câștigător le dăm berbeci tăiați. Ca un trofeu. Da. Și la copii, în categorie de vârstă, o să fie sau cu coș, sau iepuri, tot o să fie viu, probabil adus chiar din Republica Moldova. Dacă tot avem trântă, avem și la noi în eveniment scrie Scandenberg, dar el, lumea îl cunoaște mai mult ca arm wrestling la mână. Toți sunt persoane înscrise, sunt pentru toate categoriile, pentru toate genurile de activitate, sunt cupe, sunt medalii, sunt diplome, sunt premii, sunt foarte, foarte, o să fie foarte frumos. Deci, în afară de sportul ăsta, sunt care nu prea practică sportul fizic, o să avem și șah și dame. Așa. Deci o să fie. Și sportul minții, da? Exact. O să fie tot cu medalii, cu cupe. În timpul evenimentului, deci noi am mai organizat, asta este eveniment la prima ediție, în așa complex și așa de mare, grandios. Noi am organizat mai înainte așa evenimente, dar nu erau așa de multe persoane. Deci, făcând o analiză, vezi că copiii care vin cu părinți, care tata joacă fotbal sau fratele, copiii se plictisesc. Deci am luat un teren de fotbal special pentru copii. Vor fi trei gonflabile mari, Bouncy Castle, vor fi soft play pentru copiii de la 0 până la 5 ani, ca să nu se plictisească, vor fi painting, vor fi, o să-i vopsească copiii, o să fie mascote, animaluțe, popcorn, zahăr, deci dulciuri, o să fie ceva interesant cu animatori, o să avem cluburi de dans popular, o să avem cântăreții noștri care o să cânte la eveniment, deci Mihaela Mihalaș cumva este responsabil de tot, ea organizează. Și pentru cei care nu practică niciun fel de sport și nici nu sunt copii, se poate practica sportul stomacului. Ajungem și la el. Deci, cine este la noi, este invitat special din Republica Moldova, este Anatol Melnic cu Camelia Melnic, care va fi, deci Camelia va cânta pentru copilaș, totodată vine și Valentin Nica, că au o piesă împreună cu Camelia, Valentin locuiește în Londra, vine și el, mai sunt cântăreții noștri care de pe loc din Marea Britanie, adică tot moldoveni, DJ Cuș este, o să fie organizat foarte bine. Deci dacă avem tot sport și avem, cum ați spus, ce ține de mâncare, o să avem corturi cu
mâncare tradițională moldovenească. Vor fi sarmale, vor fi plăcinte, plăcinte la tigaie, vor fi frigărui, mici, muștar. Eu bănuiesc că după astea ați venit aici să le duceți încolo, că ați spus că ați venit că vă mai trebuie niște chestii de cumpărat. Nu, am dat comandă de niște baneri frumoase și am cumpărat niște ornament, am cumpărat mai multe chestii, am luat niște ei. Eu mulțumesc lui doamna Maria din Crăuleni, am fost în Crăuleni și doamna Maria ne-a făcut niște ei așa de frumoase, ne-a dat la echipă și la unul și la altul și la treilea, pentru asta am venit mai mult. Deci vor fi organizate, totodată va fi organizat ștârg de handmade, ăștia care fac lucruri meșterii, da, meșterii populari. Da, vor fi, deci va fi și minibus cu înghețată, un van care vine tot moldoveni. Deci e un eveniment foarte, foarte 100% moldovenesc. Moldovenesc. Deci de unde pornește acest eveniment? Noi am organizat mai înainte așa astfel de evenimente și după, la sfârșitul acestor evenimente, noi facem și un act de caritate pentru cineva din Republica Moldova. Mai înainte am cumpărat lemne pentru peste 30 de familii social vulnerabile pentru iarnă. Totodată am cumpărat rechizite școlare la copii și am transmis în Republica Moldova. Și deci, la evenimentul nostru de acum, va fi organizat o tombolă. Deci condițiile tombolii vor fi 5 lire ticket, bilet. La sfârșitul evenimentului vor fi premii de la tombolă. Deci vor fi premii, vor fi voucheri de la partenerii noștri, vor fi două bilete de la 3 sud-est din Londra, de pe 20 octombrie. Vom avea voucheri de la clinici, de la restaurante. Și vom avea și două bilete la Castelul Regal, la Windsor Castle, castelul familiei Regali. Este un tur care va fi, biletele sunt, care sunt procurate, ele sunt valabile pe un an de zile. Dacă scrii numele, tu un an de zile poți circuli la castel de fiecare dată când te duci. Super. Deci banii care vor fi colectați la această tombolă vor fi ca un act de caritate pentru cineva de Republica Moldova și noi fiind în meeting într-o zi cu organizatorii noștri principali, noi am stat la o masă și cineva a întrebat: Sergiu, te ocupi tu de caritate, poate găsești cumva sau... Și eu le-am dat o propunere, este un băiețel din raionul Crăuleni, chiar din orașul Crăuleni, Nikita Kirilov, deci el împlinește acum împlinește vara 4 anișori. Natalia Kirilova, mama lui Nikita, noi am fost colegi cu dânsa și ea în 2020 s-a îmbolnăvit de COVID, era însărcinată cu Nikita și a fost la reanimare, a luptat cu COVID-ul, a ieșit de reanimare, l-a născut pe Nikita, deci nici nu l-a văzut și în scurt timp de la COVID a decedat. Și Nikita a rămas cu doi frățuori, este tata, este Ruslan, el trăiește cu bunica. Iau respectul meu, sunt niște oameni gospodari care noi vrem să le aducem o căldură la copiii ăștia, să le facem o copilărie mai frumoasă, o vară mai frumoasă, să aducem căldura noastră părintească, care poate el nu a văzut-o copilașul ăsta pe mama lui. Deci, noi și avem și o deviza noastră, hai că se poate și mergem așa înainte. Deci eu îi anunț pe toți încă o dată, pe 16 iunie, la ora 9, noi am spus la 10, dar va fi la ora 9, la Power League Romford, RM77AY, ne vedem toți acolo, frumoși, liniștiți, educați, că pentru cei care vor sport mai extremal, avem o echipă de security de engleși, companii de securitate, va fi, tot e sub control, avem și ambulanță, avem prim ajutor, Totul este gândit până în cele mai mici detalii. Să știi că gata, trebuie să încheiem interviul. Cred că ești primul invitat care nu m-a lăsat să pun nicio întrebare, să știi. Dar sper că ai reușit să zici tot. Văd cu cât suflet v-ați pregătit pentru acest eveniment. Înțeleg că fiind de o asemenea amploare a costat ceva timp, efort și multe, multe chestii care apar atunci când organizezi un eveniment. Așa că vă doresc din suflet să aveți parte de timp frumos, de oameni frumoși acolo și cel mai important, să creați amintiri pe toată viața. Mulțumesc
mulțumesc ție pentru discuție. Ai și un mic cadou de la partenerii noștri. Mersi. Mulțumesc frumos și vă doresc succes la toată echipa și o seară frumoasă. Mulțumim. Mersi. Iar noi continuăm. 170 de modele, cel mai lung podium din țară și colecții la peste 20 de designeri, atât de la noi cât și din afară. Asta a fost atmosfera la un eveniment fashion grandios organizat de o școală de modeling. Cei peste 700 de invitați au savurat colecții impresionante, atât pentru copii cât și pentru adulți. Mai multe despre eveniment aflăm în continuare. Astăzi, de fapt, are un record în Republica Moldova. Vorbim despre cel mai lung podium din Republica Moldova și cea mai mare echipă de modele, pentru că împreună cu echipa de modele de la AD Academy, mai exact 170 la număr, am reușit pe acest podium să prezentăm 20 de designeri autohtoni cât și internaționali. Prin acest eveniment noi vrem să promovăm fashion turismul și să promovăm industria creativă, pentru că știm că în Republica Moldova avem modele, avem artiști, avem designeri talentați care trebuie să-i cunoască toată lumea. Astfel, astăzi, cu un public de peste 700 de persoane, vrem să-i celebrăm și să celebrăm în primul rând și un al patrulea an de AD Academy. Dacă prima parte a show-ului a fost dedicată copiilor, în cea de-a doua au fost prezentate colecții impresionante ale designerilor autohtoni, dar și ultimele tendințe pentru adulți. În a doua parte a show-ului avem mai multe colecții pentru adulți și aici vorbim despre colecții de rochii de mireasă, lenjerie, costume de baie și nu numai. Avem rochii de seară pentru toate doamnele care se iubesc și vor să arate cât mai impecabil. Vorbim despre stil, frumusețe. Sunt curioasă să văd ce au pregătit designerii. Cu siguranță colecții de vară, primăvară-vară, ce este în trend anul acesta. Am înțeles că o să fie foarte mulți designeri, cei mai de top, de fapt, de Republica Moldova. Mă bucur foarte mult pentru organizare, pentru că asta înseamnă că Moldova ține cont de trenduri, Moldova iubește moda și asta este cel mai important. Este ceva unic pentru mine, este pentru prima dată când vin la așa un eveniment grandios și mă bucur tare mult că am primit această invitație, pentru că am avut plăcerea de a privi aceste modele și este minunat. Este destul de mult stres, este emoții, este vorba despre o echipă mare. Clar că nu este ușor, este destul de complicat, dar rezultatul vorbește de la sine. Mă bucur că totul are loc așa cum trebuie și sper tare mult că oamenii care sunt astăzi prezenți rămână la fel de satisfăcuți ca și noi cei care ne-am ocupat de organizare. Foarte frumos a început sezonul estival și dacă nu la piscină, atunci unde? Chiar este foarte frumos aici. Sunt pentru prima dată, o să recunosc, și mă bucur că la noi în Chișinău sunt locații atât de frumoase. Abia aștept să văd ce colecții noi vor fi pe scenă și am văzut că ceva lingerie sexy, eu acum sunt vânătoare de lingerie și sunt curioasă ce costume de baie ne-au pregătit designerii pentru acest sezon. AD Academy este cea mai tare școală din Republica Moldova, deoarece aici poți învăța să ai o atitudine cât mai corectă, să ai un mers corect și multe alte lucruri care te pot ajuta în viață. Astfel de evenimente sunt o oportunitate frumoasă, în special pentru designerii tineri care au posibilitatea să-și promoveze creațiile. Astăzi am colecția mea de licență în cadrul Facultății de Arte Plastice Ion Creangă, care coordonatorul este Eugen Reabinchi. Este o colecție cu denumirea Pe drumuri lungi despre cultura romilor, o cultură foarte dinamică, aprinsă, plină de culori, viață și libertate, așa să spunem. Noi am venit cu un brand de haine de vară și pentru plajă. Am hotărât să aducem ceva nou pe piața Republicii Moldova. Realizăm hăinuțe din stofe naturale, folosim doar stofele naturale, ceva evazat ușor pentru femei care doresc să se simtă libere în haina care o poartă și efectiv foarte comod și cât mai natural pentru o femeie. Ce este în trend anul acesta în
sezonului? Cred că continuă culorile pastelate, care le folosim și noi în brandul Peacock, culorile persic, iarăși hăinuțele evazate au rămas și acum în trend. Lucrurile frumoase se fac împreună cu o echipă bună și parteneri de încredere. Для нас это тоже как бы мотивация для компании, да? И мы рады, что мы участвуем именно в этом мероприятии как генеральный партнер. Сегодня у меня было выступление. Сегодня мы выставили нашего лучшего барбера, который показал свой класс, провел стрижку для моделей, да? И на практике показал реально уровень, как он быстро работает и как он быстро может преобразить человека. Мне плакут форте мульти, чем возут. Тот у меня са приготит, тот у меня фрумуаса, организат, супер. Практик с тем пячиешь мунда. Ной, финдо клиника стоматологика, дам кулуаре стилу луи, чей че де факто и репрезента чест евенимент. Acum publicitate și revenim în câteva minute. Un recital al interpretului Mark Stem a ridicat sala Palatului Național în picioare la un concert special, special așa cum spectacolul a fost marcat cu fast încheierea anului de studii pentru elevii unui liceu din capitală. Aceștia s-au pregătit cu cântece și dansuri, iar drept spectatorii au avut pe părinți și profesori. Vedem atmosfera în continuare. Practic îmi imaginez că e un soi de ultimul sunet și cumva mă face să-mi aduc aminte de ultimul meu sunet la liceu și am așa un pic de emoții că o să fie și părinți și elevi și trebuie cumva să performăm la, nu că la nota 10, dar la nota 100 ca și profesorii să ne aplaude. Și cumva e o responsabilitate în plus. Era la noi cei drept un pic mai simplu, să zicem, era în curtea liceului, ultimul sunet cu mersul clopoțelului și așa mai departe. Cu cântări, la fel, adică erau elevi care tot vreau să cânte, anume decât o să cânt două piese acustic, frumos la chitară acustică, ceva mai intim. Cumva cum am fost eu la ultimul sunet. Eu când am cântat la ultimul sunet am fost doar eu și chitara și cumva a zis, bă, dacă totuși e ultimul sunet, să-mi aduc și eu aminte un pic de ultimul meu sunet și să cânt ceva așa mai special. Să fiți fericiți și să vă alegeți un domeniu sau o sferă care vă face fericit. Și în rest, banii o să vină de la sine. Trebuie să te simți împlinit în viață. Așa că urmăriți asta mai degrabă decât alte laturi. Și spor în toate, succes și distracții plăcute, că viața e o discotecă continuă. Venit de la București acasă, Mark Stam a ridicat publicul în picioare. Prestația artistului a fost cireșica de pe tortul pregătit de elevii de liceu. Mai întâi, fiecare clasă a urcat pe scenă în dorința de a impresiona cu ceea ce știe mai bine. Iar alții au ales să facă spectacol de dans. Chiar dacă le va fi dor de școală, absolvenții recunosc că sunt tare entuziasmați de ceea ce urmează. Suntem foarte emoționați, realizăm că suntem la sfârșitul unui nou început, din nou. Ne vine greu să credem că liceul parcă s-a sfârșit mult prea repede, dar suntem încrezători într-un viitor cât mai frumos, pentru că suntem niște copii cu adevărat speciali și ne mândrim cu asta, pentru că știm cât de mult muncim în fiecare zi și cât de mult noi investim în dezvoltarea unei personalități în fiecare dintre noi. Prestațiile elevilor au fost urmărite cu atenție și cu mândrie din sală și din culise. Emoțiile sunt așa un amalgam, nu știu, greu de descris, și bucurie și tristețe, pentru că așa de repede trece timp, parcă mai era 1 septembrie și acum deja suntem la final de an.
dar cele mai multe emoții le-am avut de la ăștia mici atunci când am ieșit împreună cu ei în scenă și asta cumva chiar te reîntoarce în lumea copilăriei și chiar am fost copil și mă bucur foarte mult că am avut această oportunitate să reanimez cumva copilul ăsta din mine și să-mi amintesc de emoțiile pe care le trăiam cândva când fiind copil ieșeam în scenă. Asta este chiar un lucru extraordinar. A fost un an așa plin, cu viteză, cu multe realizări frumoase, cu multe, uneori, momente poate mai dificile, dar care le-am depășit pentru că suntem o echipă foarte bună și avem o cultură organizațională de a ne ajuta unii pe alții și asta ne ajută și ne dă aripi și ne... cum să zic eu, se formează așa o ambianță de a merge înainte, de a trece peste orice obstacol și de a trăi bucuriile vieții de zi cu zi. Mă simt extrem de bine, am avut rolul de prezentatoare. Desigur au fost emoții, le-am trăit împreună acolo cu absolvenții, cu doamna director, cu toată echipa de filmare și vreau să vă spun că e un efort enorm în spatele la tot ce se întâmplă astăzi. Atât pentru astăzi, ne revedem mâine la ora 18. O seară perfectă să aveți și o săptămână cu spor. La revedere!